Apariție surprinzătoare pentru Hagi, s-a îmbrăcat în costum popular la ziua lui Gabi Balint. La 60 de ani, Balint vrea să devină DJ. Numai Hagi putea să-mi facă o astfel de surpriză. Doi țărani, doi fotbaliști, a scris Balint în dreptul pozei cu Hagi. Balint și-a făcut ziua acasă la Bistrița. Steaua i-a pus numele Pele pe tricou. Balint a făcut 60 de ani în ziua în care Pele a fost înmormântat. O să pun și Balint. Pele Balint. Pele Balint. Sună, da, da, neapărat. Mă intimida, mă jena puțin când eram mai mic. De multe ori îl certam pe tata. De ce mi-ai pus prelu? Zic, nu, nu-mi place nici Pele, că mi-e rușine la școală și așa, și nici Gabriel. Câștigarea Cupei Campionilor rămâne cea mai tare amintire a lui Balint. În 86, Balint și Lăcătuș au marcat pentru Steaua la Sevilla, unde Ducadam a apărat 4 penaltiuri. Eu nu mă așteptam să câștigăm. Mie chiar mi-era teamă să nu ne bată la sport. La 60 de ani sunt prea bătrân ca să mai antrenez, spune Balint. N-am mai antrenat din 2014. Îți dai seama, prima echipă ar fi Steaua, care, dacă ar fi să antrenez, pe care aș antrena-o, dacă mi s-ar ivi ocazia. Dar nu știu dacă aș putea să dau Stelei ca antrenor, ce am dat ca jucător.